Premierul a declarat luni că unul dintre argumentele principale pentru a face o dezvoltare regională mult mai pregnantă constă în capacitatea sporită a regiunilor de a accesa fonduri europene. Acum, spre supărarea domnului președinte și a PDL, am reușit să deblocăm toate programele operaționale sectoriale, blocate de PDL în 2010-2011. Într-un an am ajuns la 20% grad de absorție, pornind de la 7%, deci s-a triplat. Avem foarte puțin timp în perioada următoare, 2013-2014, pentru a mai contracta și utiliza restul sumelor puse la dispoziție și mai ales de la 1 ianuarie 2014 începe noul exercițiu bugetar. O să avem 2 ani în care se suprapune bugetul 2007-2013 cu cel din 2014-2032. S-a dovedit programul operațional regional este cel care merge cel mai bine. S-a dovedit că regiunile, având mai multe atribuții și având și capacitate financiară mai mare, sunt mai eficiente decât un guvern central în absorbția fondurilor europene. Din acest motiv, la 1 ianuarie 2014 ar fi fost foarte bine să avem niște regiuni mai puternice care să poată să absorbă mai bine fondurile europene, a declarat Ponta. Ministerul Fondurilor Europene a informat pe 7 iulie că rata de absorție curentă a fondurilor europene a ajuns la peste 19%, ca urmare a solicitării de noi rambursări de fonduri Comisiei Europene.